Țiganii din Valea Jiului și din restul județului vor forma delegație care va pleca mâine dimineață la Sibiu pentru a participa la funeraliile lui Florin Cioabă. O delegație formată din 10 persoane, 5 din Valea Jiului și 5 din celelalte localități din județul Hunedoara, ne vom deplasa la funerariile domnului Cioabă. E o pierdere mare și pentru cultul pelincostal, după cum s-a și mediatizat în presă, dânsul este pastor cultului pentecostal și a ajutat foarte mult bisericile pentecostale rome, pentru că și noi romii avem biserici neoprotestante, pentecostale, baptiste, oastea Domnului și așa mai departe. Pentru membrii acestei etnii, Cioabă, autointitulatul rege al comunității rome din România și din Europa, a fost un om de suflet care i-a ajutat. E o pierdere mare, nu numai pentru romii din Valea Jiului, cât și pentru toți romii din România și din toată Europa. După cum știți și dumneavoastră, tatăl domnului Florin Cioabă a fost recunoscut internațional în anul 1971, când a fost primul congres al romilor. A fost ales de romii din Europa. După care în România s-a atribuit denumirea de rege al romilor pentru comunitatea pe care o reprezintă domnul Cioabă, facem referire la romii Căldărari. Pentru noi o pierdere mare, e un om de suflet, e o persoană creștină, a făcut multe pentru concetățenii dânsului și pentru etnia romă de toate felurile, după cum știți și dumneavoastră, noi suntem împărțiți în mai multe feluri. Romi, căldărari, nomazi, corturari, spoitori. Domnul Cioabă, Florin, un om deosebit, un om de suflet și a învățat romii să se integreze, să meargă la școală, să învețe, să persevereze, să creeze o elită prin care să socializeze și să, după cum știți, noi am obținut locuri la facultate, la licee și datorită faptului că Asociația Partidei Romilor și cu ceilalți lideri din România au ajuns la concluzia asta că noi romii, ca să ne putem integra, trebuie să avem cultură. L-ați cunoscut personal? Da, am avut onoarea să-l cunosc personal, l-am cunoscut chiar în municipiul Deva, l-am cunoscut la un congres al romilor la București, când s-a format Forumul Romenghe, în care toate ONG-urile din România, ONG-urile rome din România, erau prezente, inclusiv împăratul Iulian și ceilalți lideri din România. De altfel, în Valea Jiului există ca și pondere o anumită categorie de țigani, care se deosebește de cele din alte zone ale țării. Romii de vatră, la noi în vale nu sunt romi tradiționali, nu depindem de cutume, dar în schimb, de când sunt în mișcarea romilor și Partida Romilor, Asociația Partida Romilor a militat pentru păstrarea identității, a tradițiilor, a culturii rome. În privința funeraliilor regelui Cioabă, acestea vor avea loc mâine la Sibiu, la cimitirul municipal.